acolo pe mijloc, Steven. Uite, vezi telefonul ăsta? Nu știu, uite ce nu încarcă. Trebuie să vadă tata. Să-ți înregistreze tata iar alte jocuri cu Boldi și cu mai cine? Da, mă. Ha? Cu Boldi numai. Și atât? Și ce jocuri să-ți mai înregistreze tata? Eu nici nu înțeleg, trebuie să vorbești mai tare, să te aude tata. Lonely Survivor. Lonely Survivor? Da. Ce e ăla Lonely Survivor? Lonely. Mă. Așa joc n-am mai auzit până acum. Lonely Survivor. Dar lasă că ți-l strage tata pe Boldi, pe Granny, pe... și la cam un miez, așa am uitat. Hey. Da. Vreau Granny 2 și Granny 1 și Granny 3. Stai așa un pic, că eu am creierul mai bolnav și nu le țin așa rapid, zic mai încet. Deci Granny 1, Granny 2. Ce e ăla? Păi nimic n-am înțeles, că zici că ai mâncat broscuțe. Lonely Survivor. Lonely? Lonely. Păi nu aud. Lonely? Ha, mă. Lobelly? Pe cum mă zim că știu că nu știu? Stai că... Ha? Ești afară, să vezi ce joc. Păi stai-mă așa un pic, că după aia... Aia și bine, și pe Granny iară... Și jocuri cu Granny vrei. Așa... Și... Bun, jocuri cu Granny, jocul cu Lonely... Și jocuri cu, bă, la cum îi zice, Mr. Bean sau cum îi zice la ciopul ăsta mai înainte, ăla ce tătă își dă cu bota în cap. La școală. Dar numai că e Boldi, dar numai că Boldi era ca Mr. Bean. Ah, Boldi era ca Mr. Bean, ce bea la pizza. Ha? Deci Boldi? Aha, ok. Nu-i Boldi. Bă, dar vezi că eu jocuri de ale horror nu se înregistrez. Eu nu vreau jocuri de alea să te joci tu pe alea, că poate iasă din telefon și te mâncă. Nu-i voie să te joci cu jocuri de alea prostești, horror. A ce ești tu? Să, tu n-ai numai un pic de pițirică și vrei să joci cu hop. Hai să te bat, că nu te bat. Eu trebuie să te bat, că te și bat dacă nu te bat. Așa și te beau la pizza. Uite că s-a făcut verde și n-am văzut. Mă. Vii la tata sâmbătă. Spune-mă. Bă, dacă vrei să vii la tata sâmbătă, să-mi spui ca să știu, ca să mă duc la ala cu telefonul să-l încarce, ca să poți să-ți înseși, că acolo la tata tu ai internet, la măta văd că n-ai internet. Că măta e pe tipul Pazvanti. Dar la tata ai internet, știi? Și atunci vedem pe Boldi, pe Granny, pe știu ce mai e pe acolo. Știi cum zic? Bă, dar vii la tata sâmbătă, spune-i la tata. Uite ce mine vrează. Mă, zi, mă, vii, mă! Mă, iar vrei să pun după tine. Zi, mă, vii. Nu răspuns, nu vorbești. Spune-mi, bă, nu vorbești. Mă, vii sau nu vii? Spune-mi ca să știu. Că mă duc la alți copii dacă nu vii tu atunci. Mai sunt și alți copii la care să mă duc. Ca să știu. Și... În primul rând... Dar acum când a venit tata la tine, tu m-ai sunat, mă? Ha, mă, zi-mi. Tu m-ai sunat pe mine. Aș pune, mă. Ai zis somnic? Am rânză.
Îți dacă eram acasă cu tine, acum te puneam în pat acolo lângă mine, să te ia la căldurică lângă mine, știi? Am măzit, ți-i somn? Spune-mă. A, bun. Nu vorbești cu bine, mă. Zi-mă, nu vorbești. Vii la tata sâmbătă. Zi-mă, ă. Mă, vii sau, bă? O să întreb pe ea dacă ce? Ce o să întreb pe ea? Mamă. Nu a când primești vacanța, poți să vii la mine. Nu, no, lasă, nu mai vini la mine de vacanță. Stai acolo la măta. Știi? Tu ce crezi că așa? Mă treaba asta. A ce zi aici? Adică tu vii numai când vrei tu? Dacă primești vacanța? 12 iulie primești vacanța. O și cât trebuie să aștepți până primești tu vacanța? Până luna iulie. Pe data 12. Pe data 12. Bine, mă, atunci lasă că tata așteaptă până iulie, data 12. Și pe vedem, dacă vrei să vii la tata, bine? Tata te iubește și te pupă și te așteaptă oricum. Dar mai ai pașaport, că nu mai ai pașaport. Cum vrei, cum vii la tata dacă nu mai ai pașaport? Mamă. Păi dacă n-ai pașaport, cum vii la tata? Mamă. Zi-mă, Rânzoc. Ce să faci cumva? Ce să fac? Păi tu nu mai ai după aia pașaport în iulie. Și atunci cum faci? Bine, mă, hai că te pup. Hai, pa, ceau.